Salut băieți și bine ați venit în final la inaugurarea canalului meu de YouTube în limba română. Știu că poate vi se pare ciudat să mă auziți acum vorbind în română. Voi de obicei mă urmăriți pe canalul de YouTube în limba engleză. Acolo vorbesc bineînțeles numai în limba engleză. Ia să vă zic eu acum ce o să aduc eu în plus cu acest canal. Ce o să vedeți aici și nu o să puteți să vedeți pe canalul în limba engleză. Veți avea parte, bineînțeles, de conținut exclusiv. Veți vedea un Road to Glory special. Nu vreau să divulg acum prea multe informații, să stric surpriza. O să-l vedeți de asemenea pe Oviță, pe subsemnatul, jucând FIFA împotriva altor jucători de fotbal din divizia, jucând chiar fotbal împotriva lor sau cu ei. O să mă vedeți de asemenea jucând FIFA cu alte personalități din țară, cu cântăreți. Eu zic că chestia asta o să fie foarte, foarte, foarte tare. Nu o să pun numai FIFA, o să vedeți o diversitate de conținut. O să mă vedeți pe mine jucându-mă alte jocuri, o să mă vedeți pe mine participând la diferite evenimente, o să vedeți vloguri de acolo și vloguri cu mine din viața de zi cu zi. Asta nu înseamnă că nu o să mai pun același număr de videouri pe canalul în engleză, o să rămân cu 6-7 upload-uri acolo pe săptămână. O să fie conținut exclusiv aici pe canal, conținut exclusiv pe canalul în limba engleză, așa că abonați-vă aici, dar rămâneți abonați și în partea cealaltă. Acum că am ajuns la sfârșitul clipului, aș fi curios să aud părerea voastră despre această inițiativă a mea. De asemenea, vă invit să lăsați un comentariu mai jos să-mi spuneți cam ce ați vrea să vedeți voi în mod special pe canal. Sunt deschis la idei noi, cât timp ideile sunt bune, o să și le adopt. Dacă ți-a plăcut clipul și inițiativa mea de a deschide un canal în limba română, lasă un like la video, dă-i un share către prietenii tăi să creștem, să ne facem mari, mari, mari pe canalul ăsta. Ne vedem data viitoare, pa, pa!